Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. De acel Domn și Dumnezeu care ne-a păstrat cu viață, sănătate până această seară, numele Lui să fie binecuvântat. Amin. De acel Domn care are planuri mult mai mari pentru noi, nu doar pentru viața aceasta, ci pentru toată veșnicia viitoare, numele Lui să fie slăvit. Amin. Dacă doriți, așa cum sunteți așezați, să deschidem Cartea Sfântă la Fapte, capitolul 3. Unde apostolul Petru venea cu un cuvânt care e valabil și binevenit și pentru noi, de la versetul 19. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai înainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească. Și acum atenție, până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi, a așezării tuturor lucrurilor, a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Aș vrea să am un cuvânt care pleacă de aici, dar se ramifică în Scriptură, cu titlul Pregătiri pentru perspectiva eternității. Dragii mei, lucrurile de care avem cunoștință, cu care avem de-a face, cu care intrăm în contact, pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere. Pot să fie clasificate din punct de vedere a contribuțiilor la bunăstarea vieții noastre, a dreptului de proprietate, a pasiunilor noastre și așa mai departe. Dar cred că criteriul cel mai selectiv, cel mai determinant și mai categoric al tuturor lucrurilor este cel dat de timp. Sunt lucruri vremelnice și lucruri veșnice, eterne. Sunt lucruri care sunt în transformare, în schimbare și respectiv lucruri stabile care vor rămâne așa pentru vecii vecilor. Și Petru făcea referire la o vreme ce nu-i departe și vine, că e prins în proiectul lui Dumnezeu, când toate lucrurile vor fi așezate. Până acum nu sunt așezate. Studiați dumneavoastră istoria și gândiți-vă câte s-au schimbat. Gândiți-vă că oamenii au vrut să le așeze. Să ne amintim doar de comunism. Cum au vrut ei să se așeze? Și era un proces de a le aranja și de a făuri o societate. S-a descompus. Am tras nădejde după Revoluție că sistemul occidental este unul mai stabil. Dar iată că este la fel de nesigur. Ar fi suficient să survolăm așa filozofiile de la Platon, Aristotel și până la cei care încă trăiesc astăzi și mai gândesc. Știți că asta era vorba iluminiștilor. Gândesc, deci există. Acum s-a schimbat puțin orientarea și se spune, mă îndoiesc, deci gândesc. Nu sunt sigur, sărmani. Pentru că nimic în lumea aceasta n-a fost stabil, nici măcar din punct de vedere teoretic. Pentru că toate sunt în schimbare. Ce să mai spun din punct de vedere al așezărilor, a structurilor umane? Au fost imperii, s-au descompus. Diferite entități statale nu mai sunt. Recent erau preocupați cei în domeniu că a apărut undeva o insulă în Marea Nordului, că a dispărut alta undeva lângă Australia, că toate se mișcă, se tem și că va crește nivelul oceanului planetar și multe alte frământări, ca să nu mai spunem de căutările foarte
puierile se putea spune în cosmos, să vadă că fi ceva pe acolo unde s-ar putea trăi în condiții mai propice și mai sigure, ca nu cumva un meteorit să scape din traiectorie și să ne pună viața în pericol. Dar cel mai grav lucru nu doar că se schimbă lucrurile, e că ne schimbăm noi, îmbătrânim și murim, și după ce murim, descompunerea e un organ. Au încercat oamenii și aici să facă ceva, să îmbălsămeze și au nădejde că până la urmă se va clona ceva și vom feri adult la viață. Dragii mei, spune Scriptura că la accesul spre pomul vieții stă un înger de rang înalt, cu o sabie îndrăgoiată și nu se poate trece pe acolo. Însă nouă mi s-a deschis o cale prin Domnul Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să vă arăt în Scriptură că această carte arată foarte clar că sunt lucruri ce se vor clădina, lucruri ce vor rămâne, ce se vor așeza, ba chiar se vor înnoi. Spunea Petru că despre acest vreme, în planul lui Dumnezeu, cu referire la întâia venire și a doua lui Mesia, au vorbit toți profeții. Vă citesc din cartea mea, zice Domnul, și ceva ce ne privește și pe noi oameni, nu doar lucrurile din jur. Așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne să trăim veșnic cu Tine. Amin. Spunea profetul Hagai în cartea sa ceva ce din nou privește lucrurile care se vor mișca. Capitolul 2 al cărții sale, versetul 21. Voi clătina cerurile și pământul. Voi răsturna scaunul de domnie al împăraților, voi nimici puterea împărăților neamurilor, voi răsturna și carele de război pe cei ce se suie în ele, cai și călăreții vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. Chiar nu pot oamenii să împiedice cu nimic? Nu poate nici măcar diavolul, că el știe mai bine ca oamenii că mai are puțină vreme. Și din cer a fost alungat, spune Scriptura la un moment dat, își urmează un ultim episod pe pământ, va fi coborât mai jos într-o închisoare, va fi lăsat să mai aibă un ultim episod, să vadă de ce e în stare toți, și apoi Dumnezeu va fi totul în toți, slăvit să-i fie numele. Împăratul Nebucadnețar se gândea odată ce va fi, cât va denui acest imperiu. Și Dumnezeu i-a dat un vis într-o noapte. Numai că l-a uitat sărmanul. Ca nu cumva să creadă că cineva. Și a adus pe toți deștepții vremii, cu mintea și folosind și mediumul ocult. Nu s-au descurcat. Și a venit Daniel, unul care avea acces la Dumnezeu și la arhivele trecutului și a viitorului. Și a tâlcuit visul. Împărate, nu ți amintești ce ai visat? Era un chip imens, structurat de sus în jos, în într-o ordine inferioară, aur, argint. Astea sunt toate imperiile care vor fi pe pământ. Și deodată te-ai uitat că o piatră s-a desprins dintr-un munte fără ajutorul vreunui mâini. Că nu oamenii vor face ceva. Și piatra asta a căpătat dimensiuni colosale, a umplut pământul și pe când să mă uit, zicea profetul și tu amintește-ți în vis, nu s-a mai ales din chipul acela nici măcar vreo fărâmă, să o păstreze într-un muzeu. Să spună, uite aici, ca praful din arie s-a împrăștiat. Pentru că așa va fi distrus tot ce se vede în jurul nostru, în acest sistem solar, că toate acestea au fost create cu mandat, ca să arate vremile și sunt pentru o vreme. Dar noi am citit din Cartea Sfântă despre așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Și cel ce va face aceasta e Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Vă mai citesc doar un verset din Apocalipsa, asta se anunță la orizont, atunci când Dumnezeu o va înscrie în calendarul său, capitolul 6, versetul 12, când a rupt mielul pecetea a șasea. M-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Nu vor fi de ajutor nici buncărele și nici vreo altă locomoție să-i poarte. Nu, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr
Luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer pe pământ cu un caț mochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o fasul și toți munții și toate insulele s-au mutat din locurile lor. Că astea sunt lucruri ce se clatină, se cutremură și pierd. Că Dumnezeu vrea să pună în loc altele stabile și veșnice, binecuvântat să-i fie numele. Dragul meu, vrei să te pregătești pentru lucrurile acelea viitoare? Sau ți așezi aici un loc confortabil, cum zice în Psalmul 49, când mă uit uneori la ce betoane fac în zilele noastre oamenii, parcă veșnicele vor fi locuințele. Oricum, locuințele trăiesc mai mult ca ei, dar toate sunt în pericol. Pentru că zice Petru în a doua sa epistolă, capitolul 3, versetul 10, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Dragii mei, corabia asta pe care noi viețuim pământul se apropie de un naufragiu. Pregătiți-vă să coborâți în bărcile de salvare. E singura noastră șansă. Și când suntem în pericol, dacă o navă este într-un pericol, apoi dați-mi voi să vă spun că nimeni nu mai poate fi încântat de orice ar avea pe navă. Chiar dacă unii din Titanic n-au vrut să se lanseze în bărcile salvare, crezând că este puternic, că nu-i poate nimeni învinge. Dar numai o bucățică de gheață a împins Dumnezeu spre ei. Și dintr-o dată n-au mai fost. Dar Dumnezeu are planete gigante și vânturi cosmice și ape sus și jos. Dumnezeu nu are nevoie de bombele noastre să prăpădească pământul. Are El curenți. Cum le-a pus pe toate în mișcare, poate să le învăluiască și la coș cu ele. Da, dar Dumnezeu ne-a făgăduit că pe noi ne scoate de aici și ne strămută în împărăția ei binecuvântată. Slăvit să fie Domnul! De aceea vă citesc din Evrei, capitolul 11, că din vechime a avut această dorință. Spune Scriptura despre Avram, versetul 11, capitolul 11, citesc de la versetul 9, prin credință a venit el, s-a așezat într-o țară a făgăduinței și evreii au fost legați de Canaan, uneori și acum oamenii tare, unii prea sioniști, alții antisioniști. Dar nu despre locurile acelea a vorbit Dumnezeu în profeți, că scrie aici Avram, versetul 10, el aștepta cetatea care are temelii tari, a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Capitolul 12, citesc de la versetul 26. Dumnezeu, al cărui glas a clătinat atunci pământul, se zguduia Sinaiul la darea legii, și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, dar și cerul. Cuvintele acestea încă o dată, astea nu s-au împlinit încă, arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Ați înțeles prima idee, da? Deci sunt lucruri care se clatină și lucruri care nu se clatină. Acum, dumneavoastră, unde se vreți să vă faceți casă? Unde se clatină, ori unde nu se clatină? Aici pe pământ e bine să ai condiții, dar știi cum să-ți imaginezi că stai pe pământ? Ca și când stai la rând. Și imediat treci mai în față, așa că uneori e greu să cari un fotoliu mare cu tine când stai la rând. Și poți pierde din obiectiv ținta. Și spune în continuare foarte frumos, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Mărit să fie Domn. Nu se poate clătina. Nu se discută problema aceasta. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu
cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor, binecuvântat să fie în veci. Așadar, să ne pregătim pentru acel viitor stabil, etern, unde nu vor mai fi probleme, nu se mai devalorizează banii, de altfel nici nu vor mai fi o valoare în sine, nu mai îmbătrânește nimeni, nu mai vei avea temeri să te duci să-ți faci analize că ce va fi, nu mai va fi problemă de criză, de schimbări politice, geoclimaterice, nici o problemă, lucrurile se vor așeza și cel ce le va așeza e Tatăl și Dumnezeul nostru. Și în lucrurile acelea așezate, El vrea să ne dea moștenire. Spune Apocalipsa, capitolul 21, am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cele dintâi, cerul dintâi și pământul dintâi, pieriseră și marea nu mai era. Și cu privire la acestea, la cetatea asta stabilă, descrisă aici în continuare, extraordinar, în formă cubică, în antichitatea asta însemna perfecțiunea, numai în aur și în sticlă străvezie, care erau cele mai scumpe materiale. Scrie aici, versetul 7, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Adică moștenirea va fi întreagă, nu doar prin faptul că vom fi proprietari, ci pentru că vom fi totdeauna cu Domnul. Asta înseamnă cea mai desăvârșită și cea mai minunată companie, slăvit să fie Domnul. Amin. Vreau să rețineți acum într-o a doua idee. Reîntorcându-mă la Fapte, capitolul 3, vă citesc versetul 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Aici acest apel nu apare strict ca o poruncă. Dumnezeu poate să poruncească. Dar aici există o motivație puternică, care iese în evidență acum. Pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremurile de înviorat. Pocăința, și vom vorbi de ea puțin mai târziu, poate să ducă la ștergerea păcatelor și la instaurarea unor vremuri de înviorare. De fapt, care este relația dintre păcat și distrugerea tuturor lucrurilor? Este o relație directă, strâns legată. Amintiți-vă că Dumnezeu, când a creat pe Adam și i-a pus în rai în fericire, toate erau foarte buni. Asta a spus Dumnezeu la finalul creației. De îndată ce protopărinții noștri au păcătuit, a început descompunerea. Când s-au uitat, nu se mai recunoșteau. Li s-a părut că ceva nu e în regulă, ceva lipsește deja. S-au ascuns, a venit Dumnezeu și s-a pronunțat și a spus omului de acum transpirație, muncă, îmbătrânire și moarte. Și a spus femeii să știi că suferința și descompunerea asta începe din primul moment al vieții. Cu durere vei naște copiii. Va să zic că păcatul a fost cel care a cauzat toată această distrugere. De aici se trage problema. Și prin păcat a intrat moartea. Și spunea Apostolul Pavel, citesc din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 56, boldul morții este păcatul. Că dacă n-ar fi păcat, n-ar fi probleme. Dar păcatul distruge. Și poezia mi-a făcut oarecum o introducere la punctul acesta. Păcatul care pare atât de nevinovat și de mic uneori și pare atât de plăcut. De asemenea, biletul acela citit la urmă dovedește că păcatul nu numai că aduce moartea, te face să vrei moarte. A ta sau altora. Distrugere. Pe când de îndată ce te întâlnești cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus, este exact fenomenul invers. Să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Ce înseamnă asta?
Să revină viața în drepturile ei și lucrurile să revină normal, să se restaureze plinătatea, bucuria și fericirea. Dumneavoastră, în ce proces sunteți? De descompunere sau de înviorare, de întinerire? Asta nu-i cum dictezi de aici de la computer. Este de aici, dar după ce îl devirusezi, că virusul păcatului face ca să nu mai funcționeze normal niciun program. Și afectează sănătatea. Uitați-vă cum a avansat medicina și sărmanii de noi murim pe capete. Ca și cei ce nu știau de doctor, numai de vraci, din triburi. De ce? Păi se moare de inimă, de stres, de diferite patimi, vicii. Uitați-vă acum, nu mai pot fi controlați oamenii, drogurile, războaiele nu pot fi oprite, păcatul aduce moarte, aduce distrugere. Și Domnul Iisus a venit ca lucrurile să intre în făgașul normal, să fie revitalizate și viața în plinătatea ei să fie instaurată. Spunea Domnul Hristos, eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Doamne, adu-o din belșug! Uite de că suntem pe moarte! Și cum zice poetul, medicul de vin din slavă, văzând omul ajunse pavă, l-a băgat la tratament, administrându-i prin cuvânt transfuzii de sânge sfânt. Terapia aplicată ne va tămădui îndată, transcendența agravată. Și acum se simte mai bine. Cabinetul medical de renume mondial, dacă Domnul intervine, înnoiește pe oricine. Slăvit să-i fie numele. Natura întreagă suferă și noi suferim cei mai mult această descompunere cauzată de păcat. Spune Scriptura Roman, capitolul 8, despre aceste două fenomene. Citesc de la versetul 20, că firea a fost supusă deșertăciunii, vorba lui Solomon, totu-i deșertăciune. Și averea, și fericirea, și palatul, și toată. Deșertăciunea asta a fost constatarea celui mai înțelept și mai bogat om. Și cu cât te sui mai sus, cu atât vezi că vorba lui Moise, și cu ce se mândrește omul, nu-i decât rudă, trece iute și noi zburăm. Căci firea a fost supusă de șertăciune, acestei descompuneri, distruge. Nu de voie, dar și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerea nașterii. Dar nu numai ea, ci și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Va veni vremea când vom întineri, frați și surori. Vom fi nu doar perfect sănătoși, perfect din toate punctele de vedere, desăvârșiți nu doar în trup, în suflet și în duh. Cred că vă doriți nu doar să întineriți, dar doriți să nu se mai cuibărească în mintea dumneavoastră niciun gând de ură, așa-i? Să fim cu adevărat regenerați, înnoiți. Doamne, ajută-ne! Dar ca să se producă minunea asta, trebuie să ne pocăim. Și iată ce vă citesc din Psalmul 85, ca să vedeți exact coborârea sau urcarea. Distrugerea cauzată de păcat și înviorarea cauzată de iertarea păcatelor. De suspendarea acestui decret divin. Psalmul 85, versetul 1. Tu ai fost binevoitor cu țara ta, Doamne, ai adus înapoi perpinșii de război al lui Iacob, ai iertat nelegiuirea poporului tău, i-ai acoperit toate păcatele. Ți-ai abătut toată aprinderea și te-ai întors din mulțimea mâniei tale, întoarce-ne iarăși Dumnezeul mântuirii noastre. Încetează-ți mânia împotriva noastră. În veci te vei mânia pe noi. În veci îți vei lungi mânia. Nu ne vei înviora iarăși. Vedeți despre ce au vorbit profeții? Despre aceste vremuri. Și se întrebau, Doamne, când se va rezolva problema păcatului? Când ne vei înviora? Pentru că oamenii nu-și doresc să moară, ar vrea să trăiască. Da, dar dacă vreți să trăiți și să nu muriți, atunci rugați-L pe Dumnezeu să vă șteargă păcatele. Și mi-a rugat-L ceva, să nu mai faceți altele.
Că dacă nu iarăși revine moartea, ca și cum ai fost vindecat și din nou virusul a reintrat în corp. Arată-ne, Doamne, continua să se roage și să întrebe fiul lui Core, arată-ne, Doamne, bunătatea ta și dă-ne mântuirea ta. Versetul nou, da, mântuirea lui este aproape. Și mulțumim Domnului că a venit întâia oară și va veni și a doua oară. Pentru ca bunătatea și credincioșia se întâlnească, dreptatea și pacea să se sărute și toate lucrurile să fie rezolvate în mod legal, în ordine. Să fim mântuiți cu act în regulă. Domnul ne va da și fericirea și pământul nostru își va da roadele. Pământul acesta va fi regenerat dintr-o dată, cât despre noi vom fi regenerați în două etape. Spunea Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 4, că în plan spiritual suntem înnoiți din nou, suntem înnoiți, născuți din nou și urmează să crește. În plan fizic va fi la o clipeală, o ușor va fi. Mai grea-i revenirea sufletească, spirituală. Citesc 2 Corinteni 4, de la versetul 16. De aceea noi nu cădem de oboseală, pentru că avem gândul veșniciei. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, îmbătrânim, e cert. Totuși, omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Doamne, fă ca zilele astea să fie cu adevărat din zi în zi. Dar apoi să nu vă opriți când se opresc zilele de evanghelizare. Că Dumnezeu în fiecare zi lucrează și ne înnoiește. Ce reclamă această înnoire, aceste prime roade ale Duhului? Astea sunt semnele primăverii eterne. Că Dumnezeu care ne-a înnoit simțurile, a pus în noi alte stări, ne va binecuvânta într-o zi cu alte trupuri noi și ne va așeza pe un pământ nou, într-un cer nou vor fi toate reinstalate și vom fi cu Domnul slăvit să fie în veci. Așadar ați reținut care-i problema și cum se poate obține reversul. Păcatul, răul, duce la distrugere. Odată ce păcatele sunt iertate și noi suntem înnoiți în omul din lăuntru, toate astea reclamă într-o zi înnoirea deplină și definitivă. Doamne, îndură-te de noi toți! Ați vrea să fiți înnoiți? Ați vrea să vi se șteargă păcatele? Și cele cunoscute și cele necunoscute. Dragii mei, nu-i problema mai mare decât păcatul pe pământ. Nu boala e problemă. Boala este un efect secundar al păcatului. Partea care doare. Păcatul e marea problemă. Și păcatul se rezolvă, revin la textul din Fapte 3, astfel. Pocăiți-vă, dar... și întoarceți-vă la Dumnezeu. E în stare pocăința să rezolve problema păcatului? Întoarcerea la Dumnezeu ne poate da o altă traiectorie, un alt sens vieții noastre? Da. Pocăiți-vă și întoarceți-vă e, aș spune, definirea cea mai completă a tot ceea ce avem de făcut. În Vechiul Testament, termenul consacrat, ce apare de vreo 600 de ori, este întoarceți-vă, adică oamenii au o gândire greșită, merg într-o direcție falsă. Pocăința, fără să fac mare deosebire între ce ține de pocăință și de întoarcere, e un proces complex, întreg, corp comun. Pavel în Fapte, puțin mai târziu, descrie lucrarea aceasta, citesc din 26 cu versetul 20, acolo el o definește mai complet. Ce am provodit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, și parcă ar vrea să fie sigur de ceea ce le spune și de ceea ce înțeleg ceea ce aud, și să facă fapte vrednice de pocăință. V-am spus, nu vreau să le separ în seara asta. Vă doresc să vă pocăiți, să vă întoarceți la Dumnezeu, să faceți fapte vrednice de pocăință. Că mă gândesc așa, le cuprinde pe toate. Mă gândesc că va fi o pocăință întreagă. Dacă aș spune doar să vă pocăiți, poate ar pricepe cineva, asta înseamnă doar așa o prăbușire, o smerenie. Eu îmi imaginez că cineva merge pe un drum și
Cineva semnalizează. Și îl trage pe dreapta, băi, nu-i bine pe unde m-am dus. Caută pe hartă, sunt într-o direcție greșită. Mă, îmi pare rău, am pierdut timp, cum se regretă unii ce nu s-au pocăit la tinereți. Dar numai că uneori apuc omul cu alte treburi și vine altul și clasonează, hai mai departe, hai cu mine. Și zici că da semne să pocăiască, dar și continuă drumul lui. Cred că pocăință și întoarcere înseamnă să te întorci de pe drumul acela. Și nu numai să te întorci cu mâinile goale, să te întorci cu fapte vrednice de pocăință. Să fie o lucrare întreagă. Personal, cred că noi, ca oameni, nu agreem pocăința. Nu ne este ceva plăcut care să ne încânte. Dar ce credeți? Este altceva mai bun, care, ceva care să ne facă mai mult bine decât pocăința în lumea aceasta? Știți că pocăința ne ajută mai mult decât faptele bune? Pentru că faptele bune fără pocăință sunt o haină mânjită. Ba mai spune Solomon Eclesiastul că nu-i niciun om care să facă binele fără să greșească. Adică face bine, dar îl face cu o intenție, nu îl face desăvârșit. Pocăința este soluția perfectă pentru noi, care vrea să ne ducă în acea stare de convingere a păcatului nostru, de recunoașterea vinovăției noastre, de abandonarea păcatului, de angajamente sfinte, de tot ceea ce vreți într-o transformare totală, teoretică și practică. Amin? Știți când sunteți pregătiți pentru pocăință? Când întrebați ce trebuie să facem? Și pentru botez, știți când sunteți pregătiți? Când întrebați ca famine, nu mă mai împiedică ceva. Adică atunci când ești gata să accepți totul, când negociezi, astea nu semne de pocăință. Astea înseamnă semne de diferite religiozități. Dragii mei, spuneți-mi, vă rog, un om mort poate să negocieze? Are vreun drept? Noi eram morți în greșelile și păcatele noastre. Și când îți dai seama că de fapt, și dacă nu ești mort, păcatul acolo te duce, ce șanse ai? Tot nu ești gata, tot nu ești decis să spui, Doamne, fac ce vrei! Numai că tendința noastră este exact invers. Luca 15 este o pildă. Un fiu a venit cu pretenții prea timpurii la tatăl său, aș spune, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tata le-a împărțit averea. În mod normal, moștenirea, când moare tata, nu? Numai că Dumnezeu așa e de bun, că dă și la bun și la răi slăvit să-i fie numele. Și a plecat ducând o viață destrăbălată, adică spus pe scurt, în păcat. Numai că păcatul l-a dus la ruină, oamenii n-au mai ținut cont de el și într-o zi a început să gândească. Știți ce a zis? Vă citesc din Luca capitolul 15. Foarte chintesențial, pe scurt, concret, a gândit. Versetul 17. Câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor. Dragul meu, știi când îți vei pune corect problema pocăinței? Când te vei gândi bine la moarte. Până nu gândești la moarte, n-ai gânduri serioase de pocăință. Când îți dai seama că ești vrednic să mori în orice clipă, că ești condamnat la moarte, nu mai pui pretenții. A emis el vreo pretenție? A spus, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, tată, am păcătuit. Acum așa dat el seama că păcatul duce la moarte. Și n-a mai spus, tată, știi, dacă mi-ai dat partea de avere din ce aveai atunci, poate că între timp ți-o mai rămas ceva și măcar cât de cât mai îmi dai. Sau dacă nu amintești, că, știi, n-a zis că mai are vreun drept, a zis, fă-mă ca pe unul din argați. Și fiindcă asta s-a spus în perioada sclavagistă, aș putea să spun, primește-mă sclav.
Dar ce drepturi are un sclav? N-avea niciun drept. Și când l-a văzut tata că gândește așa, sclav l-a făcut. Păi spunea Domnul Luca 17 că dacă e vorba de argați, îi trimis să muncească la câmp, apoi să facă toată treaba acasă și apoi dacă le mai rămâne să mănânce și ei. Și pe ăsta l-a pus direct la masă. Pentru că atunci când gândești bine și ești gata să te pocăiești, ai cel mai mare câștig înaintea lui Dumnezeu. De-abia atunci tu te-ai postat în cea mai favorabilă stare. Dar câtă vreme spui eu, nu sunt ca alții. Da, alții sunt mai păcătoși. Eu să moară mâine, tu poi mâine. Dar vei avea aceeași soartă. Nu ești bun de pocăință. Se spune că un demnitar din guvernul Angliei se ducea la biserică undeva într-un sat. Și altă dată în alt sat. Și m-a întrebat, de ce nu mergi la o catedrală din Londra? Zice, aici oamenii mă cunosc și mă pun într-o lojă de favoare și se uită la mine și mă pomenesc ca și cum eu aș fi din prezidiu bisericii. Mă duc acolo unde pot să plâng și unde să nu mă cunoască nimeni, să mă lase să mă pocăiesc în voie. Doamne, ajută-ne și noi. Dragul meu, Petru când a zis pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu, n-a poruncit, pocăiți-vă. Numai dacă vreți să vi se schimbe sensul, nu spre moarte și spre viață, nu spre lucrurile clătinate și spre cele stabile. Asta ar fi soluția. Ei au priceput și au zis ce trebuie să facem. Pocăiți-vă cu adevărat. Și nu încercați numai să fugiți de mânia viitoare, că vă prinde la poartă. Nu încercați asta. Trebuie să știm, zicea Apostolul Pavel, că nimic bun nu locuiește în noi, adică în firea noastră păcătoasă. Că sunt unii care sunt așa mai cizelați, mai manierați. Ei nu fac scandal ca alții. Ei nu fac crime ca să-i condamne opinia publică. Dar dacă v-ați spovedi așa sincer, în ce categorie v-ați putea încadra? La păcătoși sau nu la păcătoși? Spunea Domnul Hristos, eu n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți. Nu e pocăința pentru neprihăniți. Dar pentru păcătoși este? Este. Și pocăința dă viață, slăvit să fie Domnul. Este un verset frumos, în fapte, cei din vremea apostolului au priceput și când a trecut mântuirea și la neamul, și ăsta e mare har, că evreii nu ne-ar fi ținut la rând, nu ne-ar fi lăsat deloc. Dar spune Scriptura aici, capitolul 11, fapte, versetul 18, după ce au auzit aceste lucruri, că Evanghelia a trecut la neamuri, s-au potolit, nu l-au mai certat pe Petru pentru misiunea din Cezarea, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deși neamurilor pocăință. Și ce rezultă? Ca să aibă? Viață. Auzi, pocăința dă viață. Păcatul dă moarte. Tu alegi. Și dacă nu ești tare păcătos, în Efeseni spunea că noi eram morți în greșeli și în... Și în greșeli să moare? Da. Dovadă în bătrânirea și moarte. Plata păcatului este moarte. Dar darul fără plata lui Dumnezeu în Iisus Hristos este viața veșnică, slăvit să fie Domnul pentru acestea. Dragii mei, Dumnezeu putea renunța la noi. Ce suntem noi? Neamurile sunt ca praful de pe cumpăna fântânii la un univers așa de imens. Dar Dumnezeu ne-a iubit și dorește ca niciunul să nu piară. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Asta rețineți că e scris lângă acele versete care vorbesc despre descompunerea tuturor lucrurilor. 2 Petru 3, cu 9. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței lui, că unii cred că așa rămân toate, că așa stabile. Nu sunt așa stabile. Mai rămân un pic, cum zice românul, și se clatină. Dar se vor clătina rău de tot. Nu doar așa că se mută puțin polii magneti și niște insule cu plăci tectonice, astea doar așa Dumnezeu a vrut să-și revendice dreptul ca lui pământul. Dar într-o zi îl descompune și face altul. Domnul nu întârzie împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Că așa rămân toate la începutul zidirii. Nu asta e zidirea, asta e temporar. Ci are o îndelungă răbdare pentru voi.
Să știți că Dumnezeu a prevăzut evanghelizat la Dej în 2013 și de aia nu le-a clătinat încă. Pentru că ne-a avut în vedere și pe noi, slăvit să-i fie numele. Și dorește ca niciunul să nu piară. Și tot să vină la pocăință. E durere pentru cine nu înțelege pocăință. Pentru că va avea parte de distrugere. Și cum zice poetul, doar plânsul cel mai greu și amar va fi încredințarea că a fost și pentru tine har, dar e respins chemarea. Dragii mei, ați înțeles în parte că noi cunoaștem în parte și nu putem pricepe decât în parte, dar destul ca să ne mântuim. Ce favoare ne aduce pocăința și întoarcerea la Dumnezeu? Da. Dar mă amintesc un cuvânt, un ultim cuvânt. Spune aici, în Fapte, capitolul 3, recitesc versetele să ne reamintim ce le spuse până aici. Sunt lucruri care se clatină și care nu se clatină, că vor fi așezate în așa fel să rămână pentru eternitate. De ce se clatină? De ce sunt în descompunere? Datorită păcatului din univers, a diavolului și a răului care l-a produs. Ce poate să schimbe, să stopeze și să reorienteze totul? Pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, ne duce până la El. Întoarcerea la Dumnezeu înseamnă să ajungi cu Dumnezeu, să fii cu El. Dar ascultați ce scrie aici în versetul 21. Că Domnul Iisus, care a fost rânduit pentru aceasta, cerul trebuie să-L primească și apare un cuvânt la care mă opresc până la vremurile așezării. Dar eu vă întreb, noi vom rămâne în picioare până atunci? Este un cuvânt în profetul Daniel, ferice de cine va aștepta și va ajunge până la, și mai dă un număr de zile. Dragii mei, realitatea vieții ne face să înțelegem că sunt unii care se pocăiesc, dar nu rămân. Eram miercuri seara la consilier la noi și vine un bărbat și spune, frate, vorba multă sărăcie omului, vreau să nu mai fiu membru aici. Îți dăm adeverință dacă te muți la vreo altă biserică. Nu vreau să mă duc nici la o biserică. Renunț. Am încercat să stau de vorbă cu el și în final am spus, dumneatale, ori n-ai fost pocăinici până acum și ai ceva păcate ascunse, ori te-a luat în primire vreun duc de rătăcire. A treia variantă nu-i. Nu se poate. Să mergi până la un loc și să te pierzi. Ce frumos va fi să rămânem până la venirea Domnului în picioare. Spunea Domnul Hristos, când va veni Fiul omului, va găsi El credință? Știți ce ne revine nouă ca să fim demn de lucrurile care nu se clatină? Să nu ne clătinăm nici noi. Să fim statornici. Spunea Scriptura în Evrei, capitolul 2, vă citesc de la versetul 1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin el s-a dovedit nezguduit și orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă nu rămânem credincioși? Aici când e vorba în versetul 5 de lumea viitoare. Vom rămâne noi statornici? Și vreau să vă dau două puncte de sprijin. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu. Ceva mai stabil și mai sigur nu există. Vrei să fii stabil în pocăință? Ține-te de cuvântul lui Dumnezeu. Zicea Pavel în ora cu care s-a văzut pentru ultima dată pe pământ. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. Spunea Domnul Hristos, Matei 5, cerul și pământul pot să treacă, dar de aici trece vreo iotă fără să se împlinească. Dragii mei, dacă vreți să rămâneți tari, statornici, stabili, să nu fiți așa, vorba lui Spurgeon, din adunarea cocoșului de tablă. Cum bate vânt? Te duci cu ăștia, te duci cu ceilalți. Atenție mare la cei ce vă pocăiți. Efeseni 4.
să nu mai fim copii plutind în coace și încolo purtați de orice vânt și val de învățătură. Ține-te de cuvânt că nu te poate nimeni rătăci. Beata Eva. O știut cuvântul. Vă aduc și un comentariu. Scrie numai să nu mănânce din pom, nici să nu se atingă. Numai că n-a rămas statornică. Că dacă se ținea de cuvântul acela, ar fi rămas în rai. Și dacă noi ne ținem de cuvântul acesta, în rai ajungem. Urmează indicatoarele că nu te rătăcești. N-ai cum. Astea sunt stabile, cuvântul acesta e puternic. Și se va împlini întru totul. Dar tu îl vei împlini? Știi ce te privește din acest cuvânt? Îl privești cu seriozitate să împlinești? Nu te teme că nu are putere să se împlinească. Scrie în 2 în paragraf 7 că într-o vreme de foamete teribilă și mâncau mamele copiii. Împăratul purta un sac pe trup, postea, numai nu se întorcea de la faptele lui. A zis Domnul prin Elisei așa, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei produsele alimentare ieftine. Și zice unul, nici să facă Dumnezeu ferestre în cer, asta nu se poate. S-a putut? Numai de două ori și-o era Dumnezeu pe la ureche la niște oameni. Putut a fost toată afacerea. Odată le-a pus un gând la niște leproși, dar înainte de asta a făcut să sune un vuiet în tabăra sirienilor. Și ăștia au fugit, dar bieții de ei, măcar să fi fugit cu măgare, dar au lăsat acolo. Și-au lăsat tabăra și corturile cum erau, că ăștia să aibă cu ce-și duce lucrurile, că mâncare pot eu mânca și aia de foame, că așa scrie că era scump. Pentru că nu-i prea greu ceva pentru Domnul, dragii mei. Dacă Dumnezeu vrea până mâine să schimbe lucrurile în univers, o singură poruncă dă și se execută, zice și se face. Dar tu ții cum de cuvântul ăsta când zice să faci? Spunea Domnul Iisus, vă voi spune cu cine se aseamănă cel ce vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Cu unul care și-a zidit o casă, pe stânc a rămas stabilă casa. Dar unul care aude și nu face, cu cine se aseamănă? Cu unul care de nu mâine, poi mâine îi duce apa acasă. Lucru care se clatină, că nu face. Împlinește cuvântul că s-a angajat Dumnezeu să te cinstească. Spuneați Domnul Iisus, dacă mă slujește cineva, Tatăl îl va cinsti, mărit să fie Domnul. Așadar, nu vă lăsați în duși în eroare de oameni. Încredeți-vă în cuvântul lui Dumnezeu. A te încrede în cuvânt înseamnă a te încrede în Dumnezeu Tatăl care a rostit aceasta. Spunea profetul Ieremia, vă citesc din cartea sa, capitolul 17, sub specificația de binecuvântare sau blestem, următoarele cuvinte. De la versetul 5. Așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om și se sprijinește pe un muritor. Auzi pe cine ți-ai luat tu punct fix. Un om, se sprijinește pe el, că așa au zis fratele. Auzi să fie proroc, să fie predicator, înger să fie. Dacă nu-i scris, nu-l crede, nu te bizui pe el. Că un orb nu poate călăuzi pe un alt orb. E ca un nenorocit în pustie, nu vede venind fericirea, locuiește în locuri înalți, iar pustie într-un pământ sărat și fără locuitori. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Și a cărui nădejde este Domnul. El este ca un pom să dea lângă un izvor de apă, să vină secetă, să vină ce-o fi. Dumnezeu pe noi ne va păzi, mărit să-i fie numele. Asta înseamnă să ții pocăința până la sfârșit, asta înseamnă să fii stabil. Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și să faci. Amin. Amin. Vă mai dau încă un punct de sprijin. Domnul Iisus Hristos, despre care vă citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 28, că de fapt zicea eu și Tatăl, una suntem, dar ca să avem așa doi de care să ne spun. Isaia 28 cu 16, de aceea hai și 15. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea.
Am făcut o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare să măture totul, nu ne va atinge. Numai că erau cu păcat. Căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Dar minciuna nu te poate adăposti, că va ieși la iveală adevărul. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră. O piatră încercată. O piatră de preț. Piatră din capul unghiului clădirii. Temelie puternică, mărit să fie Domnul. Zidiți pe temelia aceasta. Cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă, mărit să fie Domnul. Dacă le iei ca sprijin pe Domnul Iisus, după ce ți-ai iertat păcatele, poți să vină diavolul la tine să te sperie. Păi tu nu ești mântuit, băi. Mă sprijin pe Domnul Iisus pe făgăduința lui, tâlhar să fi fost. Mi-a promis că mă duce în rai. De aici nu mă mișc. Că vine moartea, vei muri prematur. Vei spune, eu mă bizui pe unul care are cheile morții și a locuinței morților. Și ce-i dacă ajung acolo? Că el e șef acolo. Și când te bizui pe Domnul Hristos, nu mai sunt probleme. Poate va spune cineva, sunt desnădăjduit, am fost înșelat în dragoste, în prietenii. Te așteaptă o nuntă binecuvântată și mire va fi Domnul Iisus. Ai un punct sprijin? Puternic, bineînțeles. Poți să te înșele oamenii, să fie necredincioși în dragoste. Nu trebuie să te temi. Tu ai o dragoste care nu se mută nici dacă se mută munții. Că oricum munții se vor muta. Dar dragostea Domnului nu se va muta de la noi. Și nici lucrurile de acum, asta e mai frumos, Romani 8, citiți finalul capitolului. Auzi, nici lucrurile viitoare nu ne vor desparte dragostea asta. Adică nu avem emoții nici pentru viața asta, nici pentru vecii vecilor. Că noi avem ca punct de sprijin pe Dumnezeu, Tatăl și Cuvântul Său. Avem ca bază pentru problema păcatului și pentru tot ce a fost, pe Domnul Iisus Hristos. Și ca să fim siguri de asta, ne-a trimis în inimă Duhul Tatălui. E și Duhul Fiului și ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și Duhul Celui ce a înviat pe Hristos din morți, va învia și trupurile noastre muritoare, mărit să fie Domnul. Și știți care va fi? Duhul Sfânt începe cu înnoirea. Că l-a mandatat Domnul Iisus să-i reprezinte și să facă executiv lucrarea. Știți care va fi ultima operație a Duhului Sfânt? Va înnoi la răpire și la înviere și la un om duhovnicesc regenerat în interior îi va da un trup duhovnicesc. 1 Corinteni 15. Doamne, așteptăm înfierea, răscumpărarea trupului, slăvit să fie Domnul. Recapitulez și mă opresc aici. Dragii mei, în seara asta am stat liniștiți aici. Dar într-o zi pe pământ lucrurile se vor clătina. Și nu o să se mai grăbească să anunțe cei de la știri că poate nu o să mai meargă nici aparatele lor. Însă atunci noi vom spune, acesta e cuvântul care l-a rostit Dumnezeu. El și-a transmis buletinul de știri înainte. Sunt lucruri care se clatină, lucruri care nu se clatină și asta nu-i prin decizia noastră, și asta e prin decizia Creatorului și Susținătorului Universului, numele Lui să fie binecuvântat. Amin. În al doilea rând, v-am spus care este cauza, să nu-L interpretați pe Dumnezeu că face așa cum credeau grecii despre zeii lor, din când în când se supără și o ia totul de la capăt. Nu! Mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva păcatului. Dar Dumnezeu nu vrea moartea și vrea să ne învioreze. Crezi asta? Scrie în Genesa că Iacov a fost informat că fiul lui Iosif, feblețea lui, a murit. Și au vrut să-l mângâie, Genesa 37, nu l-au putut mângâia, e mort și gata, pierdut. Dar au trecut ani, citim capitol după capitol în Genesa, frumoasă carte și istorioară, și vin băieții lui, de acum bărbați cu familii, nu cu măgare, cum s-au dus, vin cu cară înapoi. Și cu dar, măi, de ce s-a întâmplat?
Tată, Iosif trăiește. Cum? Uite așa, nu-i drept cum am spus noi. Și scrie acolo, nu vă citesc eu, citiți acasă. Când o văzut carele, după ce o crezut, că scrie până nu-i credea, o rămas rece. Duhul tatălui lor s-a înviorat. Fie ca să înceapă înviorarea cu credință. Amin. În Iisus Hristos, în mântuire și în lucrurile viitoare. Amin. Dar pentru asta rețeta se numește pocăință și întoarce la Dumnezeu. Scrieți toată rețeta și luați toate. Tratamentul întreg, dragii mei. Să fie ceva sănătos și trainic. Și nu ne rămâne decât să așteptăm. Până când? Până la așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Noi așteptăm până la sfârșit și apoi Domnul vine și intrăm în moștenirea eternă, când toate vor fi nu numai așezate, vor fi și aranjate. Că Dumnezeu, ai și înțelept, dar îi place și frumosul, binecuvântat să fie în veci. Domnul să vă binecuvinteze cu împlinire, cu statornicire în cuvânt și dați-vă mâna în mâna Domnului Iisus. Faceți pregătiri pentru veșnicia viitoare, o veșnicie frumoasă care va începe cu nunta noastră, cu mirele nostru drag. Și fie ca Duhul Sfânt să-și continue această lucrare în noi și în biserică. Amin.